Bună ziua, Suceava, bună ziua, suceveni! Ne reauzim la studioul Radio AS, emisiunea Omul de lângă tine, în ultima zi a primei jumătăți de an, 30 iunie 2023. Și cum putem să închidem această jumătate de an decât cu un invitat de onoare, și o spun de onoare cu majuscule, pentru că atât timp cât îți calcă pragul un președinte a unui partid, președinte național a unui partid parlamentar, categoric este o onoare pentru presa suceveană și pentru Radio AS în general. În primul rând, am spune, este domnul George Sibion, căruia îi spunem bine ați venit, domnule președinte. Bine v-am găsit, onoarea e de partea mea, domnule general. Știm ce contribuție ați avut pentru țară, pentru România, chiar dacă acum vă găsim în altă ipostază. Am acceptat cu bucurie invitația pe care mi-ați făcut-o. De altfel, noi acceptăm toate invitațiile pe care mass media le face și am avut marea bucurie în județele țării, vin din Neamț acum, să găsim jurnaliști informați, oameni dedicați pentru publicul lor. Chiar dacă nu au audiențele naționale de milioane de oameni, fiecare român trebuie ascultat și de aceea sunt aici. Mulțumesc Radio AS pentru invitație. Domnule președinte, știți cum, vă spun în mod cel mai sincer posibil că pentru mine și cred că nu numai pentru mine, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, partidul este un fenomen care este greu de explicat. Și când zic greu de explicat, este exact, a crezut exact ca și făt frumos un an într-o zi sau 10 ani într-o lună. Care este explicația? Cum, pentru că știți cum mă uit, sunt convins că sunteți, cred că, analizați de foarte mulți sociologi, de politologi. Dom'le, care este secretul aceste prize la public? Deci să ne facem un pic de autoanaliză. De fapt, poate și un pic de autocritică. Nu cred că datorită nouă se datorează acest succes electorat neașteptat. Mai degrabă datorită situației din țară, datorită calității slabe existente în clasa politică. Jucăm pe un teren care se cheamă politică. Nu știu eu în stânga și în dreapta, chiar dacă vă spun că vin de la Neamț, mă gândesc la umleșteanul Ion Creangă. Categoric. Când mă uit în jur, parcă prin curaj. Din păcate, e o calitate foarte slabă și dacă la jocul numit politică performează atât de rău, înseamnă că oamenii aceștia nu sunt capabili să conducă o țară. Și nici nu o conduc. Nu sunt ei care pot ține frâiele României, de asta nici nu prea mai avem o Românie, avem o colonie. Am venit pe un val de așteptare când lumea pur și simplu s-a oprit, când am fost închiși în case, neîntemeiat, când ni s-a spus o poveste care s-a dovedit a fi falsă, cea în timpul pandemiei, oamenii au apucat să se oprească, să se uite în stânga și în dreapta și să se gândească mai atent la ce e în jurul lor. Și atunci ne-au descoperit pe noi, foarte vocali, radicali, nu extremiști, și ne-au ascultat și și-au dat seama că spunem adevărul. Iar în acești 2 ani și jumătate de când suntem în Parlament, cred că am arătat că putem face opoziție, putem face demonstrații stradale. Unii mi-au spus că inclusiv nunta mea a fost un instrument de PR politic. Am arătat că putem să ne organizăm și la manifestări așa de ample. N-o să-i contrazic, pentru că tot ce fac este politic. Acum mai avem 1 an și jumătate până când românii vor decide dacă ne dau încrederea lor și credit, ca să arătăm că putem fi și la conducere, putem fi și la guvernare, fie că e vorba de guvernare națională sau la guvernarea localităților și județelor de care aparțin. Și la asta lucrăm. Suntem în acest moment într-un turneu național de prezentare a
ideilor inițiale din programul de guvernare. Spun inițiale pentru că supunem acest program de guvernare dezbaterii publice și așteptăm critici, așteptăm îmbunătățiri, alte idei din partea românilor până pe 1 septembrie. Duminica aceasta, când termin și cu Baia Mare, Satul Mare, Zalău și Bistrița, cu prezentările de acolo, o să ajungem la 37 de județe, unde am fost în ultima lună și jumătate, să prezentăm ideile din acest program. Cât spuneați dumneavoastră acum, mă gândeam la titulatura partidului, Alianța pentru Unirea Românilor. Deci, și când spui Unirea Românilor, nu te gândești decât la faptul că sentimentul nostru este, sau cel puțin al meu, este că România acum au nevoie de unire. Nu sunt, și nu mă refer la unirea teritorială. Mă gândesc la unirea... România au nevoie de unire spirituală, absolut, de unire, teritorială, de unire în cuget și simțiri, pentru că prea am fost dezbinați, pentru că avem, din păcate, apucături din acestea specifice proverbului să moară capra vecinului. Și nu știm, când ne adunăm trei oameni, să facem ceva productiv, să dea cu plus, nu să dea cu minus. Când vă spuneam lucrul ăsta pentru unirea românilor, însă și cuvântul de român te duce vrând nevrând la alt cuvânt, cuvântul de patriotism. Cuvânt de patriotism care acum, în ultima perioadă, parcă a ajuns să îți fie rușine să-l mai pomenești, parcă este desuiet, nu mai ești socotit... depășit, dacă vorbim de patriotism, da, retrograd cumva, parcă nu mai e din același secol, parcă în secolul 21 nu ai voie să-ți iubești țara. Tocmai asta voiam să vă întreb, eu știu, n-aș face o comparație cu ceea ce, cu discuția dintre Pilat din Pont și Mântuitorul, că este mult prea mare, când spunea Pilat întreba Mântuitorul ce este adevărul, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, ce este patriotismul, domnule președinte? Adică, într-un sens, pentru partidul, pentru AUR, pentru dumneavoastră. Patriotismul cum înseamnă iubirea de țară, iubirea de strămoși, pentru că un lucru pe care trebuie să-l denunțăm, o ilegalitate, o nenorocire, o sfidare pentru strămoși s-a întâmplat la Valea Uzului ieri, da. Cu o noapte înainte, au fost scoase crucile eroilor români, puse acolo la 100 de ani de la Marea Unire, în urma bătăliilor din primul război mondial. Nu există respect față de înaintași. Și grijă și acțiuni pentru viitorul națiunii tale. Scrie cineva pe Facebook, pentru că dumneavoastră sunteți și pe Facebook, acum pe Radio, da. Radio AS. Putere să ai, George, patrioți, nu mafioți. În ce sens? Pe lângă dragoste de țară, pe lângă dragoste de trecut, trebuie și integritate. Trebuie să știi să nu cazi unor tentații, inclusiv tentații materiale. Așa aș defini eu patriotismul, cuplat cu profesionalismul, cuplat cu oameni care se pricep în domeniile lor, pentru că avem foarte multă impostură în scena publică, scena politică românească, oameni care nu și-au luat bacul la timp, oameni care nu au făcut niște universități. Au o cerneală. Nici măcar la timp. Și împotriva noastră s-au spus multe chestiuni. Eu sunt mândru de parcursul meu academic. E acum perioada bacalaureatului. Eu am luat o medie la bacalaureat de 9,69. Am făcut unul dintre cele mai bune licee din București, Colegiul Național Gheorghe Lazar. După aceea, Universitatea din București, Administrație și Afaceri, am o lucrare de licență pe marketing și un masterat făcut la Iași, la Alexandru Ioan Cuza, cu o lucrare de dizertație în rezistența antisovietică din Basarabia de după al doilea război mondial. N-am mers mai departe, știu că e o modă în politică să faci doctorate, n-am simțit nevoie, nu m-am îndreptat către o carieră academică, am avut o mică afacere,
un magazin de haine, o firmă pe care am activitatea economică pe care am desfășurat-o în paralel cu activitatea civică. Am luptat vreme de peste 10 ani pentru reîntregire, pentru România de la Nistru până la Tisa, pentru românii din Chișinău și Cernăuți, lucru care mi-a cauzat multiple probleme pe care nu le reglez. Domnule președinte, vorbeați mai devreme despre programul de guvernare. Eu o spun acum și ca un om care, când spuneați că îmi dă jos la alte activități, eu sunt într-o organizație apolitică, este vorba despre cultul eroilor, sunt președinte la Suceava și pentru mine eroi și patria și pământul acesta îl simt exact dacă ne aduce cu gândul la Ion al Urebreanu când a pupat pământul, atunci când a dat pe țară și a pupat pământul, el la pască l-a iubit, nu la pască poza careva. Cum credeți că în programul de guvernare veți reuși să atingeți coarda sensibilă astfel încât peste 50 de ani să mai fie oameni care să meargă cu o coroană la un monument? Domnul general, iată că nu știam, eu vă vedeam ca un om care trebuie să fie implicat mai departe în viața cetății, nu știam că suntem colegi. Sunt și eu membru în cultul eroilor, dar nu țin de Organizația Județeană Suceava, ci de Organizația Județeană Vâlcea, care mi-a făcut bucuria, organizația Matei Basarab de la Râmnicu Vâlcea, care mi-a făcut bucuria prin domnul Eugen Petrescu să mă invite ca membru onorific, desigur că nu apuc să merg la ședințe. Avem un program de guvernare, una din cele 150 de măsuri cuprinse acolo. Cred că cea mai dragă și mai apropiată de sufletul meu. Să nu existe pe parcursul unui ciclu integral, clasa 1 și a 12-a, să nu existe elev în România care să nu fi trecut pe la Mărășești, să nu fi trecut prin Cetatea Unirii pe la Alba Iulia și în alte locuri cu însemnătate istorică. Este, dacă vreți, unii o să râdă de noi, un echivalent la educația patriotică, care are rostul său. În America toată lumea stă drept și în momentul în care, și întreaga procedură în momentul în care se ridică drapelul Statelor Unite. Ei își pun drapelul și pe lejerie intimă, da. Ce să mai vorbim? Ei au înțeles rostul de a avea patrioți și de a crește în acest sens populația. În vremea lui Ceaușescu s-au făcut și lucruri rele, dar s-au făcut și lucruri bune. Uitați, educația patriotică care se făcea, eu consider ca fiind un lucru bun, nu de sorginte, cum încearcă unii istorici de astăzi să spună că era naționalism și național ceaușistă. Era o iubire de țară care trebuie promovată prin toate mijloacele, inclusiv moderne, pentru că altă măsură de guvernare prevede ca această dragoste de țară să fie promovată inclusiv prin aplicații de mobil, inclusiv prin cinematografie. Vedem alte state, uitați Turcia, o formă de soft power, cum răspândește firme turcești, un fel de telenovele cu sultani, în care totuși arată măreția poporului. Foarte, da, foarte fin. Atitudinea poporului, da. Foarte fin și măreția Imperiului Otoman și așa mai departe. Suleiman, cred că era un serial din ăsta foarte gustat de publicul din România. Asta putem să facem și noi. Asta se făcea înainte de 89. Astăzi vezi filme în care e școala asta de cinematografie postmodernă, în care totul e rău. Nu sunt numai lucruri rele în România, chiar și în România ultimilor 33 de ani, dar avem motive de mândrie națională. Vedem cât de, și la nivel de ordin istoric, cât de tirajați sunt unii scriitori de ficțiune, mai degrabă, nu le-aș spune istorici, ca Lucian Boia, în detrimentul adevăraților noștri istorici, cum ar fi președintele Academiei, Ioan Aurel. Da, bine, om de calitate, om de calibru. Despre asta e vorba, dar dacă nu există o linie națională care să pornească de la cap, de la președinte, de la guvernare, sigur că apucă când
ca nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Iar în momentul acesta, în România, șoarecii joacă pe masă. Eu când spuneați dumneavoastră despre activitatea de educație patriotică din școli, efectiv la asta mă gândeam și vă spun gândindu-mă la o emisiune care acum este efectiv pe postul național de televiziune, emisiunea lui Virgil Ianțu, Câștigă România, și vedem că acea emisiune Câștigă România, cred că din, să spun, din 100% cât sunt concurenți, 80% sunt oameni 60+. Și asta înseamnă că îți pui întrebarea, ceilalți nu știu, nu vor, nu au atitudine, pentru că, în fond, ați cunoaște țara, este exact ca și cum ar fi, să spunem așa, iei un copac, dacă l-am personificat, un copac, să spunem că este copac, el poate să spune, eu sunt frumos, sunt, am coroana frumoasă, mă văd la distanță, n-am nevoie de rădăcini. Nu există așa ceva. E în arta războiului. Sun Tzu. Da. Cum te lupți cu dușmanii? Acoperă-le cerul, adică rupe-le legătura cu divinitatea, da. Să nu mai creadă, da, în Dumnezeu, să nu mai aibă o credință în suflet, lasă-i deznădăjduiți și taie-le rădăcinile și nu va mai trebui să te lupți cu ei, cu dușmanii tăi. Ultima sunt deja de iarburi săgeata pentru în arta războiului. E ultima variantă. Da. În momentul ăsta, din păcate, s-a lovit în fibra națiunii române, s-a lovit în educație. Avem generații care sunt, și îmi pare rău că nu e o jignire, sunt, aveți peste 100 de elevi care au luat nota maximă la examenele din ultima săptămână, vreau să-i felicit, și sunt peste tot vârfuri, dar s-a lovit în educație. S-a lovit foarte mult. Noi avem un program de guvernare, niște măsuri sub titlul Domnul Trandafir. S-a lovit în profesori. Trebuie să fie, să ducă cât mai prost material. De ce? Păi oricum predau 16-18 ore. Păi da, da, ei predau 16-18 ore și tu îi aglomerezi cu încă 16-18 ore de făcut rapoarte pe care nu le citește nimeni. Îi ții, da, ocupați. S-a lovit intenționat în educație, în cultură, pentru ca noi să nu mai fim o națiune, să rupem aceste rădăcini și să nu mai avem viitor. Acolo trebuie să lucrăm noi. Fie și dacă am avea numai Ministerul Educației și am fi lăsați și ar fi bugetat corespunzător, merită această luptă în care ne-am avântat acum 3 ani. Eu am plecat din societatea civilă, dacă pot să zic așa, din rândul organizațiilor non-guvernamentale, din lupta pentru Basarabia, pentru Bucovina, pentru Chișinău, pentru Cernăuți. Am spus, avem o clasă politică inaptă, avem o clasă politică antinațională care pune stop și blochează niște mișcări patriotice, cum a fost cea pe care am condus-o, mișcarea unionistă, și de aceea trebuie să intrăm pe terenul lor. Foarte puțini ne dădeau vreo șansă, erau sceptici, nu credeau că vom intra în Parlament. Am reușit să intrăm și nu cu puțin peste prag, ci aproape de 10%. Acum cred că suntem pregătiți să câștigăm viitoarele alegeri. Data crucială este 9 iunie, adică peste un an. Sunt cele mai importante alegeri pentru că în 2024, anul viitor, avem toate rândurile de alegeri. Pe 9 iunie ne desemnăm reprezentanții în Parlamentul European. Noi vom prezenta luna viitoare, pe 22 iulie, la Arenele Romane din București, toți cei 50 de candidați pe care AUR îi va avea pentru Parlamentul European. Vrem ca românii să-i cunoască. Acum avem și noi posibilitatea, în 2020 nu am avut, să facem o triere, să facem o selecție și vrem să-i vadă și românii, să spună dacă sunt buni, dacă nu, vor merge în fiecare localitate din România pentru a spune ce vrem noi pentru România în Europa. Pentru că nu suntem un partid care pledează pentru ieșirea din Uniunea Europeană și din NATO, însă suntem un partid care crede că ar trebui să ne reconsiderăm
un pic și să ne ridicăm în picioare, să nu mai stăm în genunchi, să nu mai adoptăm poziția ghiocelului. De aceea, relația cu cei care ar trebui să fie partenerii noștri, nu stăpânii noștri, trebuie pusă în termenii în care îi pune și poporul polonez, prin conducerea patriotică și conservatoare pe care o are de deja 15 ani. Polonia a putut, Polonia e un model, e un exemplu pentru noi, cred că putem și noi să facem lucrul ăsta. Când spuneați mai devreme despre poziția ghiocelului, mă gândeam la faptul că românii au o vorbă care probabil s-a împământenit în rândul poporului, când spune capul plecat, sabia nu-l taie. Nu știu dacă este atât de benefică această vorbă. Dar nici lumina nu vede. Da. Asta e completarea. Dar turcii au o altă vorbă care spune așa, capul plecat se apropie mai repede de trunchi și taie securea. Eu când spuneați dumneavoastră despre plecăciunile acestea care sunt anormale, mă gândeam că am fost și în Germania și în Franța și naționaliști, că nu se poate. În Germania se merge până acolo încât în magazin nu cumpără produse germane, cumpără produse din landul lui, numai în condițiile în care nu găsește în landul lui se duce și ia produs nemțesc. Prostării nu prea cumpără. Nu vezi. Asta e patriotismul economic pe care nu prea l-a înțeles adevărat. Marcel da, Ciolacu. Absolut. Vreau să vă spun tot așa cu o treabă care efectiv o spun ca o indignare și cred că tot poporul român care ești puțin pe afară spun lucrul ăsta. Pe fondul aceea s-a întâmplat acum în acest an vis-a-vis de relația cu Schengenul. La porțile Vienei, pentru cei care nu știu, este cea mai mare rafinerie din Europa. Borealis, în un combinat. În condițiile în care Austria nu are o sondă. Da. Și cum a făcut? A condiționat. Vreți în Uniunea Europeană, ne dați nouă petrol. Vreți în Schengen, ne iertați de datorii și oricum nu vă primim în Schengen, că voi românii nu meritați nimic. Că așa e, un slugă. Dacă tu ești slugă, te tratează ca pe o slugă. Cum vedeți programul de revigorare economică? Pentru că știți cum, chiar și în perioada modernă a României au fost cele două partide istorice. Unul spunea porțile deschise, altul spunea prin noi înșine. Practic poți să deschizi porțile ca să spui, doamne, mai avem porți, domnul general. Da, dar dacă tu nu te dezvolți, nu miști roata, nu crești, n-ai de unde să te uiți la altul și bei apă din pumnul altuia. Cu siguranță prin noi înșine, cu siguranță înțelegând că suntem în anul 2023 și trebuie să cooperăm cu toate națiunile lumii, pledând pentru pace, pledând pentru prosperitate, pentru bunăstarea cetățenilor și pentru dăinuirea specificului nostru local și național. Nu se poate altfel. Doar luând măsuri, noi spunem că fiecare resursă a solului și a subsolului din România trebuie prelucrată primar, secundar, terțiar. Luăm exemplu lemnului. Exportăm prea mult buștean și prea multă cherestea. În loc să facem fabrici de mobilă, în loc să facem peleți, în loc să fructificăm aici, făcând local, făcând fabrici de mobilă. Este absolut necesar acest lucru. Mă uit acum vis-a-vis de prin noi înșine. Problema este că noi nu mai avem vămi controlate, se intră ca prin brânză cu produse agroalimentare, închizând ochii unii și alții, nimeni nu abordează corupția aceasta din frontieră sau unii intră acum ca prin brânză din afara spațiului economic cu produse care îngreunează viața românilor. Cerealele, de exemplu, din care Ucraina. Nu se supun la taxe, nu trec, ele ca destinație legală, nu ar trebui să oprească la noi, ar trebui să meargă în altă parte. Dar se opresc, e drumul și mai scurt, se dau aici. Din păcate, era foarte, foarte ușor și am propus prin sigilii și prin cantificarea întregii mărfi din Ucraina să nu poată fi oprit aici. Acum ci că s-au oprit importurile de cereale, dar am fost săptămâna trecută în Botoșan și în Suceava și am văzut că nu este cazul. Ei pretextând că au contracte din 2022 care trebuie respectate, duse la
împlinire și afacerile merg ca întotdeauna. Nu e normal. Asta înseamnă că nu avem niciun pic de demnitate națională și nu ne respectăm. Asta înseamnă că, de fapt, așa cum a zis premierul, trecem de la fapte la vorbe. Incorrect. Când ați spus despre treaba asta, eu m-aș gândi că țăranul român, și când zic țăranul român, zic generic, cel care lucrează pământul în România și crește animale în România, este lovit din două părți, de numai dintr-o parte. Primește pământ pe de o parte și din spațiul extra comunitar și revenim efectiv la Ucraina, de unde intră aceste produse netaxabile, dar este lovit de Occident. Și când spun că ești lovit de Occident, mă gândesc la prețurile de dumping cu care intră ei în România, pentru că își permit, la ei subvenția este, să spun, la nivel de 100, la noi e subvenția la nivel de 10. Și atunci el își permite din cum preț de dumping să te scoate afară. Da, mi s-au plâns agricultorii, crescătorii de găine, de exemplu. Ouăle. Păi vin din Polonia, prin subvenția pe care statul polonez o acordă pentru agricultorii săi, la un preț care depășește, la un preț de vânzare, la un preț care depășește prețul de fabricație aici în România. Și cum poți fi competitiv în felul ăsta? Am trecut și trec mereu că sunt foarte gustoase, iau mere de la Rădășeni. Da, Fălticeni. Sau de la Voinești din Dâmbovița. În școlile din România se dau copiilor, inclusiv la Voinești, mere din Polonia. Asta înseamnă să ai un stat care să-și susțină antreprenorii, nu să-i călărească cu controle, nu să-i supraimpoziteze, nu să-i descurajeze să întreprindă ceva cu dosare șină și foarte, foarte groase. Am văzut în Polonia, ei iau fonduri europene pe baza unui A4 față versul. Și atât. Da, da, da. E, la noi e o întreagă experiență dacă iei fonduri europene. Trei dosare. Trei dosare și nu știi dacă scapi cu libertate sau nu. Dați fostul meu coleg de facultate, un prieten, Bogdan, a aplicat pentru niște fonduri europene și a ajuns să plătească pentru startup-ul lui mai mult decât făcea. Da, da. Domnul președinte, când vorbeam despre România, nu mă duc la gândul la România educată, nu mă duc la România nu știu cum, zic România sigură. Acum, în ultima perioadă, România a fost șocată de niște evenimente care efectiv ne lasă descumpăniți. Stăm și ne punem întrebarea, suntem în România sau suntem în Las Vegas sau suntem în nu știu care stat din America, unde se împușcă ca în codru, la noi nu se împușcă ca în codru, dar se taie ca în codru. În problema de guvernare, cum vedeți ordinea, siguranța publică? Pentru că chiar că este o problemă în momentul în care nu mai ai curajul să îți lași copilul să iasă de acasă sau tu ca matur nu poți sta în siguranță în casa ta. Trebuie să avem stabilitate, trebuie să avem liniște. Noi românii nu suntem un popor agresiv, poate doar prin propagandă, prin filme, prin ce văd copiii pe internet se ajunge la așa ceva. E o problemă cu infracționalitatea asta și pentru că structurile de ordine publică au fost îngenunchiate, au fost ținute sub ordine politice și la limita de supraviețuire. Mă uit la aproape toate sediile de poliție din țară și văd starea jalnică în care se află, în care trebuie să-și desfășoare polițiștii activitatea. Ca să nu mai zic, și salariile mici se compensează când sunt activitate prin soldă și prin alte bonusuri. Dar salariile sunt ținute mici ca tocmai după aceea să poată fi ținuți prin frâu și șantajați cu pensiile acelea. Să nu fie pensie pe contributivitate, să nu fie pensie normală, pentru că salariul a fost de mizerie, să fie pensie specială. Se lovește intenționat în structurile de ordine publică, se lovește în poliție, în armată, pompieri au mai rămas, dar o să găsească ei forme să dea și în pompieri. Și se slăbește și încrederea față de aceste instituții, pentru că având polițiști nepregătiți,
Nu o să stea pe un salariu de mizerie nimeni în poliție. Eventual acceptă diferite compromisuri, acceptă și pagă sau pleacă din sistem. Da. Întâlnim foarte mulți care sunt prin străinătate. Nu faci decât să slăbești, de fapt, statul tău. Și acum avem un stat slab, avem mult mai mulți angajați la stat decât la începutul anilor 2000. La începutul anilor 2000 erau 800.000 de angajați, acum avem 1.300.000. De unde surplusul de 500.000 de angajați? Sunt în instituțiile din administrația locală și centrală. N-avem mai mulți profesori, n-avem mai mulți militari, ba chiar mai puțini, n-avem mai multe cadre medicale, n-avem mai mulți pompieri, avem mai mulți paraziți, le zic eu. Cu scuzele de rigoare, dar asta sunt, pentru că funcționarii publici care își fac treaba în orice instituție, raportul e undeva un funcționar care își face treaba, calificat muncitor, și în rest patru membri de partid puși acolo doar să stea degeaba la stat. Și în felul ăsta îngreunezi felul în care instituția respectivă, fie că vorbim de concentrate, fie că vorbim de o primărie, fie că vorbim de un minister, funcționează. Stai după o hârtie mult mai mult, deși ar trebui, tocmai asta e rostul, să ai oameni în administrație și să ușureze viața cetățeanului. Nu? Și taxarea muncii e o problemă. E una dintre cele mai mari, în ciuda a ce auziți, din Europa, 47%. Propunerea noastră este ca pentru primii 5.000 de lei taxarea muncii să fie la 25%, pentru ca angajatorul să-și permită să dea un salariu în mână de 4.000 de lei, de exemplu, nu de 2.000 de lei, cât e salariul acum minim. Cu siguranță ar veni lumea să muncească și antreprenorii ar fi satisfăcuți, nu ar sta să încerce să găsească pe forța de muncă din țările din lumea a treia, nu știu, nepalezi, Sri Lankezi și așa mai departe. Când românii noștri stau prin străinătate, departe de casă, unii cu locuri de muncă bine plătite, alții spălând la fund bătrâne prin Italia. Da. Eu aveam o experiență și îmi spuneam așa cât eram în activitate, că într-un sistem bugetar, oricâți indicatori ai introduce, rămâne o constantă. Numărul celor care muncesc efectiv. Ceilalți care introduc sunt supraveghetori, coordonatori, verificatori și alte asemenea. Pentru că n-a spune conducători, pentru că a conduce este o treabă sensibilă și delicată, a conduce înseamnă să asumi răspunderea. Nu există această responsabilitate. Nu există responsabilitatea funcțiilor ministeriale, nu există responsabilitatea magistraților, de exemplu. Și aici este o problemă, pentru că nenorocești viețile a zeci de mii, sute de mii de oameni și nu ești tras la răspundere. La fel nu se respectă contractul social în momentul în care se vine într-o campanie și se spune, cum spunem noi, reducerea taxării muncii pentru primii 5.000 de lei la 25%. Dacă nu fac lucrul ăsta, ar trebui să fiu eliberat din funcție instant. Putea să implementați treaba asta, dacă dumneavoastră putea să implementați treaba asta, toți românii ar fi cu mâinile sus. Asta își doresc. Românii nu-și doresc, cred că peste noapte să schimbe România. Românii își doresc să mai fie mințiți. Sigur că putem. De ce? Unii spun, aolo, dar nu o să vină mai puțin bani la bugetul de pensii și asigurări sociale. E fals. Din 5.000 de lei cu taxare de 25%, merg 1.200 de lei către bugetul de pensii și asigurări sociale. Din actualul salariu minim, tot 1.100 de lei merg către acest buget. În termeni nominali, merge aceeași sumă de bani. Și ce avem nevoie este să nu fim nevoiți să facem coaliții de guvernare. Pentru că una din plăgile care au distrus România în ultimii 33 de ani au fost aceste coaliții. Era cu Broasca și cu Știuca puși acolo tocmai ca să țină blocată România. Avem nevoie să câștigăm viitoarele alegeri naționale cu un procent de 50% plus 1 ca să adoptăm, nu în 4 ani, nu în 10 ani aceste măsuri, în primul an de guvernare și ne punem demisia pe masă.
Sigur că sunt unele măsuri care pot ajunge să fie îndeplinite în 4 ani. Sigur că sunt unele măsuri care se îndeplinesc în 10 ani. De exemplu, părerea noastră este că noi trebuie să revenim la 800.000 de angajați la stat. Dar nu, asta nu se face peste noapte, pentru că vei avea o mare problemă. Asta se face pe parcursul a 10 ani. Dar dacă Polonia, despre care am vorbit mai devreme, se descurcă cu 800.000 de angajați în sectorul public, având o populație aproape dublă, cu siguranță putem să facem și noi același lucru, că așa eram la începutul anilor 2000. S-au înmulțit instituțiile, nu e nicio problemă, reducem numărul instituțiilor, le facem departamente. Mi-a zis cineva, una din primele măsuri, că nu e posibilă să punem aparatul central al ministerelor, să-l mutăm la Palatul Parlamentului, în Casa Poporului. Că n-avem loc. N-avem loc, domnul președinte. Eu când aud că nu se poate, înnebunesc. Bun, dar cum n-avem loc? Că am fost în Parlamentul din Italia, din Portugalia, din Polonia. Ei funcționează acolo cu 5% din spațiul pe care îl avem noi la dispoziție. Dar Casa Poporului este mare, adică este enorm. Păi, asta am zis, am căutat și eu pe Google. Poate nu era informația, cred. Nu e cea mai mare clădirea administrativă din Europa, cea a doua după Pentagon, și atunci cum îmi ziceți voi că nu avem loc? Da. Cum e posibil așa ceva? Da. Mă uit acum că s-a în sfârșit, după o lună și jumătate, am putut face public efortul pe care l-am desfășurat zi și noapte după autorizații. Noi am spus că vom construi un spital mobil. Prima oară am spus că nu luăm banii din subvenție, ci vrem să construim un spital fizic. Ne-a spus premierul de la acea vreme, Florin Câțu, că e posibil că e deturnare de bani și o să ne bage la pușcărie, că acei bani sunt pentru partide politice și eu trebuie să fac activitate politică, nu să fac spitale din banii respectivi. M-am uitat și eu că s-a construit un spital în 33 de ani și am zis să facem un lucru bun, sigur că... Dar poate o să, că vă iau vorba din gură, poate o să faceți o secție de arși, pentru că atunci după colectiv, atât de mulți politicieni au spus că, doamne, facem secții de arși, spitale de arși, dar nu știu dacă s-a făcut un pat într-un salon de arși. Acum, în ultima perioadă, pentru că deja au mai fost accidente cu arși și i-au dus pe afară, i-au dus care încotro. Dacă am avea pârghiile necesare, am putea face lucrul ăsta. Pe noi ne-au lăsat să construim un spital fizic și am zis, pornim pe un spital mobil. Pornim cu camioane, cu doctori, cu asistenți medicali în locurile din țară unde nu există ajutor medical de specialitate. Și am pornit această construcție, am făcut plata din ianuarie, am găsit un producător în România de camioane, asta este senzațional, nu credeam. Foarte frumos. Nu credeam că mai există așa ceva. Și eram gata să pornim în toată țara să facem bine românilor. De o lună și jumate nu pornim pentru că nu vor să ne dea autorizații. De-abia acum am făcut public video, avem autorizații pentru camioane. Încă pentru remorci stăm și cabinetul de stomatologie, pentru că avem medici interniști, medici de familie, oftalmologi, stomatologi. Cabinetul pentru stomatologie încă nu l-a aprobat Colegiul Medicilor Stomatologi. De parcă avem o sănătate dentară noi românii extraordinară și nu e nevoie de așa ceva. Repet, dotat la ultima oră. Noi am făcut chestiunea asta din banii de subvenții, am cumpărat aceste autovehicule și mergem cu această caravană medicală peste tot, în toată țara. Spuneți-ne cum va funcționa, va fi contracost, va suporta cineva serviciile acestea? Nu, este exclus, tot ce facem pentru români, din banii românilor, din banii de subvenție. A partidului, ceea ce primești partidul la subvenție. Da. Ne-au spus, nu aveți voie să faceți acte medicale, bun, atunci o să fie o asociație medicală care face aceste acte și noi, din banii de subvenție care se duc pentru activitatea politică, pentru sediile de partid și ce cheltuieli mai avem,
Vom duce donațiile pentru a suporta ce costuri există cu mâncarea, cazarea medicilor, da, consumabile, ecografii, aparate dentare, da, și așa mai departe. Deci este totul gratis. Este pus la dispoziția românilor din mediul rural, de locuri de unde nu pot ajunge la un doctor. Vrem să facem bine. Am zis, unii vor spune, e populism. Bun, hai să facă toți genul ăsta de populism. Eu sper zeci de mii de români, sute de mii de români în următorii trei ani cât funcționează acest spital mobil să beneficieze de servicii medicale și să îmbunătățim viața lor. Altceva, noi ca din opoziție nu avem instrumentele necesare să facem o secție de arși. Da. Dar din 2016, de când s-a întâmplat nenorocirea de la colectiv până acum, statul român, care uite, are un miliard de euro să dea pe tancuri, pe 54 de tancuri model 99 recondiționate, acum face plata și peste 3 ani, 4 ani primește. De ce n-a putut acest stat român, că au fost toți adversarii noștri politici la guvernare, n-au putut aloca și ei jumătate de miliard de euro pentru o astfel de secție? De exemplu, aici, la Suceava, era în discuție să se facă un astfel de proiect. De ce nu l-a dus domnul Flutur și domnul Râmbu când era la conducerea Spitalului Județean? De ce nu le-au dus la bun sfârșit? Să dea seamă, pentru că noi am avut niște milioane de euro și pornim această caravană medicală și după aceea pornim microbuze pentru elevii din sate care nu pot ajunge la instituțiile de învățământ unde sunt arondați. Din banii românilor, repet, noi puteam să, legal, noi trebuia să plătim presa. Cum ar veni pentru această emisiune să plătesc. Dumneavoastră m-ați invitat noi, fără cost. Este de plăcere. Noi n-am plăcere. Vrut să plătim nici la, da, nu mai dau acum nume, dar la marile televiziuni. Am refuzat, au venit, dar dați-ne și nouă din banii de subvenție, că pentru asta sunt. Nu vrem să plătim presa. Presa ar trebui să fie independentă de mediul politic, dar nu este independentă. Și de asta veți auzi la marile televiziuni despre noi, vrute și nevrute. Am fost acuzat, pornind de la Antena 3, de la emisiunea lui Mihai Gâdea, de un fost ministru probleme de corupție din Republica Moldova, că în 2011 m-am văzut la Cernăuți cu un om de legătură al rușilor sau cu un ofițer rus sau cu cineva din Rusia. N-am de unde să știu cu cine mă întâlnesc, toți oamenii cu care stau la masă. Dar în schimb am luat și eu să văd pașapoartele în urmă și mi-am dat seama că eu n-am fost în 2011 la Cernăuți. Da. N-am trecut granița nici pe la Siret, nici prin alte părți spre regiunea Cernăuți. Și nici în 2010, și nici în 2012. Dar a fost aruncată anatema asta și unii care vor să creadă propaganda celor care ne conduc de 33 de ani și plătesc presa, nu cum facem noi, facem un spital mobil, sigur că poate a prins. Eu nu cred că românii mai sunt așa de creduli, că avem niște experiențe electorale, vorbesc cei de la PSD și își fac planuri electorale, cum o să ajungă ei în turul 2 cu aur. De-abia aștept. Eu cred că în anul 2024 românii nu o să-l mai voteze iar pe Ion Iliescu. Deci să înțeleg, nu va mai fi turul 2? Nu. Eu cred că românii o să aleagă o variantă nouă, o variantă care nu a mai fost la conducere, pentru că s-a văzut ce se întâmplă cu cei care sunt la conducere. Știe Suceava ce se aștepte de la o conducere a lui Gheorghe Flutur, știe ce se aștepte de la o conducere a lui Nicu și Marcel în formula Ciolacu-Ciucă, continuarea actualei coaliții de guvernare. Aș mai ridica două probleme, că timpul fuge cu dumneavoastră și abia v-am prins. Venim cu drag și altă dată. Vă ascult. Două probleme, știți cum, care efectiv una dintre ele este buzele tuturor românilor. Și românii se uită practic vrând nevrând și zic, domnule, dacă suntem aici, la nivel la care suntem de bunul economic, suntem și pentru faptul că toată lumea spune că nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt bani, dar în același timp vedem pe mass media că marile companii multinaționale nu sunt atât de danice în a-și plăti
contribuțiile care le plătește orice societate românească, oricare e la un SC de ăsta micuț amărât, plătește la stat nu știu cât. Ăștia nu dau atâta. Și al doilea aspect, auzeam numai ieri, tot în mass media, profiturile enorme pe care le-au făcut băncile în România anul trecut, dublu față de anul precedenți. OMV-ul a fost iertat ca ultimă măsură a guvernului Ciucă de plata a 2 miliarde de euro. Dar pentru salariile profesorilor nu sunt bani, dar pentru pensii nu sunt bani, dar pentru alocații nu sunt bani. Vreau să menționez că nu toate multinaționalele practică astfel de chestiuni. Sunt și unii corecți care își plătesc impozite, dar alții fac o mizerie ilegală, din punctul meu de vedere, care se cheamă optimizare fiscală. Adică OMV-ul cumpără sticle de apă din Austria, că e apă austriacă, cu 6 euro. Știți ce fac, de exemplu, ca să știe toată lumea care ne înțelege? Cumpără facturi. Cum erau acele doamne la ieșire din București. Da, facturi. E, pentru ei e legal. Nu e normal ca un antreprenor român din zona de bricolaj, Dedeman, frații Paul, să plătească impozit cât 10 hipermarketuri din acestea, din industria alimentară, la un loc. Trebuie să intervenim acolo, trebuie să taxăm, și legal se poate, cu 20% orice plată făcută în exterior, trebuie să impozităm într-un fel sau altul. Și ce zice AUR este impozit pe cifra de afaceri pentru toți la 1%. Că în felul ăsta nu-ți mai externalizezi. Dacă zici că nu ai niciun profit, n-am nicio problemă cu tine, dar atâta timp cât ai 100 de centre comerciale în România, unde vinzi produse, multe dintre ele cu o calitate îndoielnică, plină de euro, de la care faci cancer, atunci e datoria mea ca stat român să-mi iau partea pentru educație, pentru cultură, pentru sănătate, pentru a avea un popor și mâine. Pentru că în ritmul în care mergem, nu știu, aici va fi Republica Federală Nepal combinată cu Republica Federală Pakistan. Și românii rămân prin Italia și dau italieni și spanioli. E trist ceea ce a spus, dar să știți că n-aș vrea să zic că este adevărat, dar în același timp pot să spun că efectiv încep să se contureze această imagine a României. Domnule președinte, spuneați mai devreme, când spuneați că ați intrat în Parlamentul României cu 10%. Da. Sau în jur de 10%. De nu la mustață, la 5%. Deci în jur de 10%. Acum, din cifrele care le-am citit pe diferite sondaje care apar, Alianța pentru Uniunea Românilor creează fiori pe spate pentru unii. Cu siguranță în unele județe, inclusiv în Suceava, suntem în jurul cifrei de 30%, care poate crește mai mult în momentul în care începe campania electorală și românii se decid. Sunt 70% dintre oameni care nu sunt hotărâți. Și tocmai de aceea sunt speriați de noi, nu mai știu ce să inventeze. Ba chiar am auzit pe coridoarele puterii o vorbă care mi-a dat de gândit. Ascensiunea AUR nu mai poate fi oprită prin mijloace democratice. Mă, poți să te aștepți la orice. A fabricat dosarul cu șir. Mi s-a fabricat un asemenea dosar, cinste procurorilor, probabil am dat peste niște procurori onești și l-au închis. S-a spus că am condus fără permis, cu permisul suspendat, mașină. Eu neavând cunoștință de așa ceva și lucrurile nefiind adevărate, aveam permisul valabil. Dar am fost ridicat la două noaptea cu mascații, dus la Brigada Poliției Rutiere de pe strada Udriște și asta era acuzația. De fapt, cu trei zile după urma să avem un meeting și acel meeting trebuia oprit orice posibilitate de coagulare. Dar împotriva mea s-a comis un abuz și unii care au văzut la știri au zis: Simion, ăsta e un inconștient, un nebun, un extremist care conduce
în inconștiența lui mașina fără permis. Vă dați seama că n-aș fi riscat vreodată un asemenea lucru. Se vor încerca diferite lucruri. Eu, mai în glumă, mai în serios, am zis pregătiți-vă să se spună despre noi că ne-am violat normele. N-au ce să facă decât să inventeze lucruri, pentru că n-am furat cu ei, n-am avut contracte cu statul, nu au cu ce să ne șantajeze și vor încerca subtil să inducă ideea asta că noi suntem extremiști, că vom evalua România la vale prin conducerea AUR. Poate să încerce. Eu repet, nu cred că românii mai sunt așa de ușor de manipulat și nu o să-i mai creadă. Domnul președinte, vorbeați despre extremism, despre naționalism. Vă spun sincer, eu ca și român mă simt cumva și îngrijorat, dar în același timp mă simt jignit, ca să spun așa, gândindu-mă că se iese la tribuna Parlamentului, se vorbește că în Parlamentul României sunt partide extremiste. Poate, eu știu, n-ar fi rău, pentru că eu când spun de Parlament, vă spun sincer că mă gândesc la un om cu ștaip, un om elegant, un om care își alege cuvintele, poate nu ar fi rău să definească foarte bine ce înseamnă extremism, pentru că este riscant jocul ăsta. Vezi că una, două, acum se sărbătorea pogromul de la Iași. Categoric că nu sunt istoric și nici nu îmi propun să analizez ceea ce a fost acolo. Eu citeam o carte a unui evreu care spunea de genul următor, deci evreu, da, care spunea, zice, să nu uităm că, și la fel nici nu fac apologia majorului Antonescu, dar spunea evreu în cartea sa, să nu uităm că din regatul României nu a plecat niciun tren la Auschwitz. Atunci ar trebui să ne gândim ce înseamnă extremism, pentru că a ne juca cu cuvintele foarte ușor. Sunt unii care chiar cu adevărat sunt extremiști și sunt niște oameni care n-au ce căuta în funcție de demnitate publică. Frații Muraru, i-a trimis Iohannis pe unul în Parlamentul României și pe altul ambasador în America. Și se joacă cu termenii. Holocaustul a fost una dintre cele mai negre, dacă nu cea mai neagră pagină a istoriei omenirii. Categoric, nimeni nu mai trebuie să vorbească în termenii ăștia și nu avem un fenomen de ură de rasă sau nu mai avem antisemitism, din fericire, în România pe scară, dar pe noi scară mare. Mai mult decât concilianți. Ei nu știu cum să facă să ne lege, ba de mișcarea legionară, ba de Ceaușescu, ba găsesc ei de cine, doar s-o lipi eticheta asta de extremiști. Iar cum se jonglează cu termenii? Foarte ușor, în trei pași, ajungi de la patriot, la naționalist, la extremist, la terorist. Și cu așa ceva nu te joci. Asta este felul în care ei încearcă discreditarea noastră. Încă o dată, nu cred că va ține. Eu mă tem doar de Dumnezeu de sus. Nu mă tem de oamenii slabi pe care îi văd acum că ascultă ordine. Cred că avem șanse și la primăria Suceava și la Consiliul Județean Suceava și în toate localitățile să facem o schimbare profundă. Cred că e nevoie de unele măsuri mai dure ca să impulsionăm lucrurile în România. De exemplu, o primărie trebuie să existe numai dacă ai 5.000 de locuitori. Pentru că nu are sens pentru 1.000 de locuitori să ții un aparat administrativ. Ce vezi cu cei de 1.000 care sunt la distanță de 20-30 km? E simplu. Noi avem un capitol în programul de guvernare, ocrotirea celor vulnerabili. Lăsăm în locul primăriilor actuale cu un aparat stufos care servește numai primarului, un ghișeu unic pentru lucru cu cetățenii. Deci v-ați gândit la... Sigur la că da. Pe ghișeul acela poate fi deservit de maxim două persoane, poate face toate operațiunile necesare fiind conectat la internet respectivul ghișeu, ținând legătură cu entitatea superioară și acest ghișeu este adresat cu precădere
oamenilor care n-au abilități digitale. Pentru că sunt oameni care trebuie ajutați. Nu lăsăm pe nimeni Da. în urmă, nici nu-i Da. punem să se ducă la primărie la 30 de kilometri. Dar, de fapt, cui servește un aparat așa supraîncărcat la primărie? Primarului, care prin asta, prin acest aparat și prin asistații sociali care ar putea munci și nu o fac, își menține puterea și sunt unii primari 15 ani, 20 de ani, 25 de ani, doar pe baza faptului că nu există alegeri în două tururi și prin prisma acestor două lucruri nocive din punct de vedere al statului român, că nu permiți să meargă bani către învățământ, către spitale, către dezvoltare, către infrastructură. Nu aș vrea să fiu socotit cu de rea credință, dar cred că ar trebui regândit și modul în care se acordă aceste ajutoare sociale, pentru că din ceea ce spun oamenii care trăiesc în sat, cei care asudă și au bătături în palmă când muncesc, zic că cei beneficiari de ajutoare sociale nu sunt decât masa de votanți. Păi asta, exact asta vă zic, că nu prea mai e democrație în România. Există, de fapt, diferite forme de mituire. Pe da. Unii angajezi la primărie, altora le dai ajutor social. Aur va tăia ajutoarele sociale pentru cei care pot munci. Atenție! Doar în felul ăsta putem să îi ajutăm pe cei care au gradul 1 de handicap și primesc 500 de lei. Ce faci da. cu 500 de lei dacă tu nu te poți deplasa, de exemplu? Ultima întrebare, domnule președinte. Vă rog. Unde se vede aur la finalul anului 2024 din punct de vedere politic? Și eu ne fac în politică, dar aud cum se gândește politica. Și că în politică nu trebuie spus niciodată, vă vedeți într-o anumită conjunctură pentru binele României făcând o coaliție? Singura formă prin care vom face coaliție este dacă candidatul Aur câștigă turul 2 de alegeri și dă numele viitorului prim-ministru. Aur face alianță doar cu românii și avem nevoie de sprijinul tuturor românilor ca să ne atingem obiectivul pentru 2024, adică ultimele alegeri să fie câștigate cu 50% plus 1 din voturi. Vă rog pentru final, celor care ne ascultă, care ne văd, vă rog să le transmiteți un mesaj. Chiar acum am postat pe pagina mea de Facebook imagini cu tirurile mobile, cu spitalul nostru mobil, care va ajunge și în Suceava. Începem de luni cu județul Bacău. Cealaltă luni suntem în județul Neamț, adică săptămâna 10-16 vom fi în Neamț și săptămâna 17-23 iulie venim în satele din Bucovina pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de asistență medicală de specialitate. Venim cu un doctor și cu un asistent medical în județele țării în perioada 17-23 iulie în județul Suceava. Ce să vă doresc? Vă doresc să mai stați pe acasă, că sunteți tânăr, mai delegat munca. Sunt cu soția după mine. Dacă sunteți cu soția, atunci este ok. Este ok. Și vă spun pentru cei care ne ascultă și ne văd acum la final, să nu uite să-și iubească țara, pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Doamne și domnule președinte, și Dumnezeu să ocrotească România. Doamne ajută! Doamne ajută!